Ședința de judecată a fost programată pentru ora 8:30 la Tribunalul Gorj, însă procesul a început ceva mai târziu. Constantin Pârvulescu a fost adus în sală sub escortă, acesta fiind în continuare arestat. Tot la tribunal au ajuns Anda Pârvulescu, Nora Edilului și Constantin Cincă, cumnatul acestuia, ambii în calitate de inculpați. Avocata Mihaela Greblă, soția senatorului PSD Toni Greblă, a fost cea care i-a reprezentat pe cei trei. Aceasta a solicitat un nou termen pentru a avea timp să studieze dosarul și a refuzat să facă orice declarație. La fel au procedat și ceilalți inculpați. Judecătorul a fost de acord ca următorul termen să fie pe data de 31 mai și l-a pus în vedere inculpaților că dacă își recunosc faptele pot primi pedepse mai mici. Primarul Constantin Pârvulescu este acuzat că a primit în perioada 2000-2008 mită și foloasă necuvenit în sumă de aproape 350.000 de euro pentru atribuirea preferențială a zeci de contracte pe bani publici.